Sunt mai ceva ca șoarecele și pisica. Brigitte Năstase s-a împăcat și nu prea cu soțul acuzat că a călcat strâmb cu Amanta Cici. Ilie Năstase și Brigitte și-au aruncat replici acide la petrecerea dată de ea cu ocazia împlinirii vârstei de 40 de ani. Cum au decurs ostilitățile în familia Năstase, vedeți chiar acum. Hai că te iert de data asta. Pe mine? Denisa, o iert, o iert? Sărgești un sărut? O iert? Hai. Hai că am iertat-o. Am iertat-o, domnule, am iertat-o. Asta e cadou pentru mine, am iertat-o. Tot ce mi-ai făcut, am iertat-o. Ce vorbești? Vezi că am o grindă acolo. Nu aici. Năstase, ce-i doriți lui Brigitte astăzi? Păi, are 40 de ani, ea trebuie să știe mai bine, nu știu. Să fie sănătoasă, că a avut niște probleme. E o femeie matură, Brigitte, la 40 de ani? Era și înainte de 40. Ați vorbit de iertare. Eu nu sunt de la mort. A vorbit de iertare? A zis ceva de iertare? A zis că o iertați. De eu știam că trebuia să fie invers. A fost o glumă. Trebuia să fie invers. Păi de ce să fie invers? Să mă ierte. Nu am făcut nimic, de ce să mă ierte? Am supărat ea. Băieții, așa s-a supărat de ea trecut. Vezi cât să văd chiloții, Brigitte. E încă război în familia Năstase? După cum și-au vorbit cei doi soți toată seara, se pare că Brigitte nu a dat uitării recentul amant lâca lui Nasti. A fost horror din punct de vedere al sănătății, din punct de vedere al moralului meu. Anul ăsta am un target, vreau să fiu fericită, vreau să fiu... Orice preț, adică o să treci peste orice și peste faza cu șelatul, peste absolut tot. Mai, eu vreau să fiu fericită, vreau să mă simt iubită și vreau să mă simt frumoasă. L-ai iertat pe Ilie? Păi, nu știu ce, atâtea întrebări cu l-am iertat, nu l-am iertat, viața a mers înainte. Și dacă am iertat eu și dacă n-am iertat eu, oricum este cineva în cer care ne iartă pe toți. Un nou început. Să sperăm că... În acest început, ecuația rămâne aceeași, dar nu este nicio problemă dacă se schimbă. La 40 de ani, așa, cum te caracteriza acum, după toate prin câte ai trecut, așa? Împlinită, matură, trecută prin viață, nu știu. Mai mă pot caracteriza un om care poate n-a meritat ceea ce i s-a întâmplat, dar care merită multe lucruri bune. La partiul dat de Brigitte, la împlinirea vârstei de 40 de ani, Ilie Năstase a fost doar invitat. Sora Brigittei, Cristina Seifert, a venit special din Italia la cheful organizat într-un club de fițe. Ce cadou i-a adus în seara asta? Ce urezi? Eu urez multă sănătate, fericire, să aibă parte de tot ceea ce îmi doresc eu mie, să aibă parte ea. Și... ce să zic, ce cadou i-am făcut? I-am făcut un cadou frumos, ceva vestimentar, cum eu, mi-e place un designer. I-am făcut și ei cadou, ceva vestimentar. A fost foarte apropiate, dormeam și în același pat, stăteam până dimineața, povesteam. Ceea ce s-a întâmplat și ieri, am stat și-a făcut baie și stăm, povestim, cum nu ne vedem, profităm de orice moment și suntem... apropiate. Cât despre situația cam tensionată din sânul familiei Năstase, se cade să o mai îndulcim un pic cu o dedicație muzicală de inima albastră. Melodia de la nuntă. Voi cânta chiar melodia. Dacă te-ai împăcat cu domnul Năstase. Da. Da, ce că ne-am împăcat. Iubire, privesc palma ta. Iubire, văd linia vieții pe ea. Domnul Ilie, iubire îmi stă inima, căci e mai scurtă decât cea din palma ta. Poate refacem dansul, Mirina. Că mă uit la toate. Oare ce arată în palmă e chiar destin? Oare ce eu iubesc va trăi mai puțin? Unde să merg, ce să fac?